Hanania, Mișael și Azaria, pe numele lor evreiesc, depun o mărturie de impact istoric în fața cuptorului aprins și în fața chipului de aur ridicat de Nebucadnețar în Valea Dura. O mărturie istorică, o mărturie care a ajuns până la noi. Și dacă Dumnezeu a înregistrat această mărturie, înseamnă că ne este de folos să știm. Înseamnă că se poate aduce o astfel de mărturie. Înseamnă că trebuie să fim pregătiți pentru mărturii similare. Oare suntem? Oare suntem? Bineînțeles că o mărturie a credinței, vedem atâta credință, dar credința aceasta nu este un accident de moment, nu este o decizie așa spontană. Credința aceasta, până când ajunge în fața cuptorului aprins, are o istorie, are un traseu. Noi suntem chemați să vedem această istorie, acest traseu al credinței. În această seară vom încerca să surprindem în câteva minute cel puțin trei lucruri despre credința unei mărturii de impact istoric. Trei lucruri. Cunoaștem cartea prorocului Daniel, cunoaștem foarte bine primele trei capitole, poate întreaga carte, dar primele trei capitole cred că le cunoaștem cel mai bine. Nu vă spun ceva nou și de aici eu m-am predicat. Și în seara asta nu va fi nici cea mai lungă, nici cea mai scurtă, nici cea mai bine expusă predică din acest pasaj. Mă rog Domnului însă să fie un cuvânt proaspăt de care avem nevoie și din care să învățăm ceva aplicativ. De aceea presupun că dumneavoastră cunoașteți tot contextul. Iar dacă n-ați citit, așa cum spuneam și dimineață, în seara asta nu vă culcați până nu citiți Daniel 1, 2 și 3. Să vedeți ce vrea să ne spună Domnul prin acest narativ istoric, inspirat. În primul rând, credința de impact istoric sau credința unei mărturii de impact istoric este credința care slujește indiferent de circumstanță. Totul începe cu o slujire de zi cu zi. Totul începe cu o decizie să slujești lui Dumnezeu indiferent de circumstanțele istoriei, indiferent de circumstanțele vieții prin care treci. De aici începe. De la trăirea, de la viața, de zi cu zi. De la lucrurile de bază. De aici începe totul, de cum slujim noi Domnului în fiecare zi. Că noi credem că odată, cândva, dacă s-ar nimeri să fim în fața unei încercări, cum a fost cuptorul aprins, vom sta și noi în picioare. Dați-mi voie să vă spun, nu vom sta dacă nu slujim Domnului în fiecare zi, indiferent de circumstanță. Care au fost circumstanțele de atunci? Acești trei tineri împreună cu prietenul lor și tovarășul lor, Daniel, trec prin niște circumstanțe istorice foarte dure. Domnul aplică legământul sinaitic și pentru necredincioasa Iuda, regatul Iuda. Și Domnul decide că vine vremea deportării, că vine vremea robiei. Dar ce are a face istoria legământului sinaitic cu viața mea de tânăr adolescent, prinț? Vă rog, observați acești patru tineri, că patru au fost împreună cu Daniel, acești patru tineri erau prinți, fără cusur, cei mai frumoși, cei mai deștepți, cei mai
cum să spun, cu cele mai mari șanse de succes în viață și poate societate, și Domnul îngăduie în viața lor tragedii extraordinare. Da, tragedii. Despărțire de părinți, sunt duși captivi în Babilon. Cei mai frumoși, cei mai tineri, cei mai, cum să spun, de succes din generația lor, sunt deportați, duși departe în Babilon. Orice tânăr rebel s-ar răzbuna împotriva lui Dumnezeu, care îngăduie asemenea circumstanțe istorice. De ce eu? De ce mie mi se întâmplă lucrurile acestea? În loc să îmi văd de viața mea, să mă realizez, în loc să mă căsătoresc cu o prințesă, în loc să fiu, poate, un viitor împărat, sunt acum un rob, rupt de părinți, rupt de societate, dus captiv în Babilon și mai mult ceva, dat în grija slujitorilor fameni. Șeful lor, supraveghetorul lor era, citiți să vedeți cine era. Era un comandant, poate nu era comandant, era un angajat, era un administrator, mai bine zis, al famenilor dregători. Era un lider, era în departamentul de a educa fameni dregători. Și acești trei tineri, tocmai pentru asta au fost duși în Babilon, să devină dregători. Dar atenție, să devină fameni dregători. Mă opresc aici, de pe voastră știți ce vreau să spun. Când Dumnezeu îngăduie asemenea încercări în viața unor adolescenți, și văd că aveți aici mulți tineri și alții poate că vin în urma lor, când Dumnezeu îngăduie astfel de încercări în viața noastră acum de oameni maturi, cum reacționăm? Cum ne împăcăm cu gândul că Dumnezeu a îngăduit astea? Că aici spune că Dumnezeu a dat în mâna lui Nebucadnețar Ierusalimul, Iuda, pe împăratul Ioachim. Și împăratul Ioachim n-are ce face. Trebuie să accepte că acești tineri din casa împărătească și din societatea regală, acești tineri trebuie să ajungă fameni dregători în Babilon. Eu nu știu cum s-au comportat ceilalți tineri, dar știm că acești patru tineri au luat o decizie să slujească lui Dumnezeu indiferent de circumstanțe. Pot eu sluji lui Dumnezeu când trec prin circumstanțe de acest fel? Sau prin altele asemănătoare? E o întrebare la care cred că fiecare trebuie să răspundem. Au luat o decizie, știți, să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului. Ei aveau atâta aveau ei cunoștință. Domnul ne-a poruncit ce să mâncăm, cum să trăim. Babilonul a încercat să le schimbe identitatea, le-a schimbat numele în acte, a încercat să le schimbe stilul de viață, dar n-a reușit. Și Babilonul n-a reușit să le schimbe teologia și n-a reușit să le schimbe credința. Indiferent de circumstanțele prin care treci, Dumnezeu merită slujit. Dacă spun lucrul acesta la un tânăr rebel din ziua de astăzi, ce știu eu ce răspuns vine? Iată că acești patru tineri, nu trebuie să le spună nimeni, dar iau ei o decizie acum. În situația în care suntem robi, fameni, oare mai merită Dumnezeu slujit? Și ei și decid, da, Dumnezeu încă merită slujit. Doamne, dar am trecut prin atâtea! Mai merită să te slujesc, iubitul meu ascultător, indiferent prin ce circumstanțe ale vieții
trebuie să treci sau să trecem, Dumnezeu merită să fie slujit în fiecare zi. Amin. Merită, chiar dacă nu înțeleg. Bineînțeles că nici aceștine n-au înțeles, dar s-au decis să slujească lui Dumnezeu și să nu se identifice cu Babilonul. Au decis să ducă o viață austeră, o viață din care să nu lipsească porunca lui Dumnezeu aplicată în fiecare zi. În fiecare zi. Știm răspunsul și Dumnezeu i-a binecuvântat. Când a venit vremea examinării, împăratul Nebucadnezar a fost uimit de înțelepciunea acestor patru tineri, pe care i-a găsit de 10 ori mai pricepuți decât toți ceilalți. Iubitul meu, tânăr sau young adult sau indiferent de vârstă, când îți iei decizia și când îmi iau decizia să-L slujesc pe Dumnezeu, indiferent prin ce circumstanțe trec și vin circumstanțe nedorite, vin circumstanțe la care nu te gândești, vin circumstanțe care vor să te pună jos, dar Dumnezeu merită slujit și atunci și în fiecare zi. Când îți iei această decizie, să știi că și Dumnezeu îți dă trecere. Și Dumnezeu îți răspunde. Și acești tineri au fost găsiți de 10 ori mai pricepuți și mai înțelepți decât toți ceilalți. Un al doilea aspect al credinței de care vorbim. Vorbim de credința unei mărturii de impact istoric. Am vorbit că este credința care, sper că n-ați uitat, care îl slujește pe Dumnezeu indiferent de circumstanță. Și acum, un al doilea aspect al aceleiași credințe este acesta. Credința care se roagă indiferent de cauză. Formularea este cam greoaie în limba română, mai sună mai bine în engleză. Dar asta este ideea. Indiferent de posibilitatea sau imposibilitatea unei cauze, o credință autentică se roagă și știe că Dumnezeu poate să intervină și să răspundă. Ceea ce la oameni este cu neputință, la Dumnezeu este cu putință. Despre ce cauză era vorba? Împăratul se preface că uită un vis. Probabil n-a uitat, probabil numai s-a prefăcut. Că uită un vis, ca să-și încerce înțelepții. Și le cere să le spună și visul și tâlcuirea. Înțelepții Babilonului spun, lucrul acesta este imposibil pentru oameni. Spune-ne visul și îți vom da tâlcuirea. Și Nebucadnezar spune, voi sunteți niște șmecheri, vreți să câștigați timp și să vă întrebiți între voi ce să spuneți, uite, să știți că încep să vă decapitez, pentru că voi trebuie să-mi spuneți și visul și tâlcuirea. Și înțelepții Babilonului îi spun iarăși, lucrul acesta este cu neputință la oameni, dar ei admit că numai zei, numai cineva de dincolo ar putea. Și când aude tânărul Daniel, știți ce face? Se duce la cei trei prieteni ai lui, la Mișael, Anania și Azaria, și spune, we have a problem. Numai Dumnezeu ne poate ajuta. Cine? Dumnezeul pe care îl slujim în fiecare zi ne poate ajuta. Numai El poate să ne dea și visul și tâlcuirea. Și au început să se roage. Citiți capitolul 2 să vedeți că au început să se roage. Și nu știu cât s-au rugat, dar știu că s-au rugat cu o credință că Dumnezeu poate. Ceea ce la oameni este cu neputință, la Dumnezeu este cu putință. Iubitul meu tânăr, iubitul meu ascultător, ajungem în situații imposibile pentru oameni. Nu uitați, nimic nu este imposibil pentru Dumnezeu. Rogă-te! Doamne, știm, este imposibil pentru noi, dar pentru Tine nu este imposibil. Descoperă-ne visul împăratului. Și când știi că îți vine și ție rândul și când ești în pericol de moarte, cum să nu te rogi? Dar ei nu s-au rugat neapărat pentru
pentru scăparea lor. S-au rugat și pentru scăparea lor. S-au rugat pentru scăparea tuturor celor care erau în situația respectivă. Dar ei s-au rugat cu credință că vor primi răspuns din partea lui Dumnezeu. Și au primit. Daniel primește într-o noapte și visul și înțelege și tâlcuirea. Și dați-mi voie să vă spun, atunci, în ceas de noapte, eu cred că Daniel, de fapt nu cred, citesc, deci, dar oricum, îl văd pe Daniel bucurându-se că a primit revelația și îl văd aici și citesc aici că s-a rugat lui Dumnezeu, s-a rugat lui Dumnezeu cu niște cuvinte extraordinare. Capitolul 2, versul 20. Daniel a luat cuvântul și a zis, binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu din veșnicie în veșnicie, a lui este înțelepciunea și puterea, el schimbă vremurile și împrejurările, el răstoarnă și pune pe împărați, el dă înțelepciune înțelepților și pricepere celor pricepuți, el descoperă ce este adânc și ascuns, el știe ce este în întuneric și la el locuiește lumina. Și acum, vă rog, uitați câtă inimă pune Daniel în această rugăciune personală adresată lui Dumnezeu. De tine, Dumnezeul părinților mei, te slăvesc și te laud, că mi-ai dat înțelepciune și putere și mi-ai făcut cunoscut ce ți-am cerut. Ce ți-am cerut cine? Ce ți-am cerut noi? Care noi? Echipa de rugăciune. Daniel, Anania, Mișael și Azaria. Noi ți-am cerut, Doamne, și Tu ne-ai descoperit. Vă rog, observați greutatea și frumusețea acestui verset. N-ai vrea să treci prin această bucurie? Amin. Când să te rogi lui Dumnezeu și să-i spui exact la fel? Daniel zice mai departe, ne-ai descoperit taina împăratului, te slăvesc și te laud că mi-ai dat putere și înțelepciune, că mi-ai făcut cunoscut ce ți-am cerut noi. O credință care cere indiferent de cauză. Sunt multe lucruri care ți se par că Dumnezeu nu le va face. Dar dacă le ceri cu credință, Dumnezeu poate să le facă și le va și face. Și le va și face. Știți ce a urmat mai departe? Nu despre asta vreau să vorbesc. Mai am câteva minute și vreau să vorbesc despre al treilea punct. Care a fost primul? Credința care slujește indiferent de circumstanță. Care a fost a doua idee? Credința care se roagă indiferent de cauză. Chiar dacă este o cauză aparent imposibilă. Când ajunge în fața lui Nebucadnezar, Nebucadnezar spune, poți tu să-mi descoperi? Spune, nu, eu nu pot. Eu nu pot. Să nu crezi cumva că eu am putut. Nu, eu n-am niciun merit. Dar este unul în cer care poate. Eu m-am rugat acelui care poate și el mi-a descoperit taina. Și iată taina ce mi s-a descoperit. Și acum, a treia idee. Credința care stă în picioare. Credința care stă în picioare, indiferent de consecințe. Primul. Indiferent de circumstanță, doi, indiferent de cauză și acum credință, indiferent de consecințe. Noi știm ce consecințe avea călcarea poruncii împăratului. Și împăratul le face un favor, parcă, și le repetă, le mai dă o șansă și ei spun, noi nu avem nevoie de șansa a doua. Uite, problema aici se pune dacă poate Dumnezeul nostru căruia îi slujim, dacă poate să ne scoată sau nu poate să ne scoată din mâna ta, împărate, pentru că împăratul a zis, să văd eu cine vă scoac din mâna mea. Și cei trei răspund, Dumnezeul căruia noi îi slujim, poate să ne scoată. Poate, nu ne îndoim. Și ne va și scoate, dar chiar dacă nu ne va scoate, și aici, atenție, că nu toți au fost scoși ca cei trei. Mulți au ars pe scenele martirii, de martiraj. Mulți au plătit prețul suprem, dar au stat în picioare.
au stat în picioare. Important nu este dacă te scapă sau dacă mă scapă Domnul. Important este să stau în picioare și să nu mă închin altcuiva. Asta e important. Amin. Pentru că într-o bună zi poate va trebui să stăm și noi în fața unor consecințe de felul acesta. Astăzi stau frații noștri, stau în picioare pentru Hristos și preferă să fie decapitați, dar nu se leapă de Hristos. Eu nu știu, ăia 21 de martiri din Biserica Coptică din Egipt, nu știu dacă au fost duși la binecuvântare, cum ducem noi copiii la binecuvântare. Nu știm dacă au fost duși la catecheză, cum mergem noi la catecheză. Nu știm dacă au fost botezați în apă, conform învățăturii Nou Testamentare. Nu știm dacă au fost botezați de Domnul cu Duhul Sfânt, cum credem noi că și bine e că suntem. Nu știm dacă au vorbit în limbi sau nu au vorbit în limbi. Nu știm, dar știm un lucru. Au stat în picioare pentru Hristos. Iubitul meu, ascultător, credința de impact istoric stă în picioare pentru Hristos, stă în picioare pentru Dumnezeu, indiferent de consecințe. Eu aș putea dezvolta mult acest punct, dar cred că cel mai bine îl poate dezvolta Duhul Sfânt, care să spună, se merită să stai în picioare pentru Hristos. Poate momentul tău de glorie va fi că nu vei arde în cuptor acum. Dar dați-mi voie să vă spun că momentul nostru de glorie, când stăm în picioare pentru Hristos, este că nu vom arde în focul veșnic, ci vom sta în prezența Fiului lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Amin. 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 Slăvit să fie Domnul! Vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului, acestui mare Dumnezeu care merită să-L slujim indiferent.